Hei, toată lumea, bine ați venit pe canalul Supervica! Astăzi facem un tutorial cum să faci o casă frumoasă, bine, mai mult de pro, care arată bine și pe alături. Asta este începutul, fiindcă o să facem iarbă de genul, știți? Și, bine, voi, ca să vă se primească tot așa de mare, trebuie să faceți un pătrat de 40 pe 40, adică 40 aici, acolo și tot așa, 40 pe 40. Și mie mi-a rămas doar să umplu iarba, să o fac, fiindcă am stat și am găurit în continuu, cred că vreo jumătate de oră, că durează. Și acum trebuie să umplem. Deci, cred că revin când termin de umplut. Ok, deci am terminat toată chestia asta, dar am uitat să vă spun că un YouTuber a făcut deja chestia care am să fac eu, doar că un pic mai diferit. Eu am să fac aproape la fel. Și la YouTuber chiar vreau să vă dau promovare, îl cheamă Colpir. Are niște episoade faine, tot despre construcții, building. Are și un concurs, vă recomand. Eu asta am tot ce am de spus. Numai că el a făcut genul un episod mai repede, lui a luat 13 minute, dacă nu mă greșesc, sau 18. Dar eu o să vă explic pe pași, când o să facem casă, o să facem împreună. Dar în primul rând să facem și niște garduri pe alături. Ne trebuie beacon. Și o să luăm și chestia asta. Așa. Cu iarba am terminat. Luăm chestiile astea. Și ne mai trebuie doar lemn de genul. Bine, voi astea două puteți să le faceți de oricare alt lemn doriți. Eu le-am făcut din lemnul meu, care îmi place mie așa mai tare. Da? Adică la gard, puteți să vă să dați fiul liber imaginației. Adică eu mi-am imaginat. Cum să pun asta? Eu mi-am imaginat gardul cu ceva de genul, că v-am zis că fac și diferite, adică și eu cred că o să fac gardul ceva de genul. Sau, ca să fie mai simplu pe video, am să fac doar așa momentan, dar aș putea să-i mai adaug și în loc de astea, beaconurile aici, cel mai frumos. Bine, și cred că fac un rând cu voi și deja am să pun pauză, da? Că cred că o să-i ia câteva minute, pentru că casa vă promit că o să fac cu voi, așa că o să-i ia și aia câteva minute. Știți, de asta nu vreau să fac toate rândurile cu voi. Ca să nu ies cel mai lung video. Că la unele luni lumea nu se prea uită. Dacă YouTuber lor preferat, dau un like și au plecat. De asta nu vreau să-l fac nici eu foarte lung. Cred că maximum o să fie 40 de minute. Altceva nu mă deranjează. Așa că mai mult chiar nu vreau de 40 de minute, adică nimeni nu se uită. Sunt sigură că nimeni nu se uită. Probabil, mai puțin la live-uri. Dar eu nu l-am făcut live, așa că păcat. Bine, voi puteți să invitați alt fel de gard, dar tot de genul, că dacă să luăm să punem garduri dintre astea, bine, unii le mai folosesc, dar să fim inovatori, suntem pro. Să fim inovatori. Noi. Am aruncat chestiile astea, aș trebui o aruncate. Așa.
Și să vă explic facerea gardului încă o dată, dacă n-ați înțeles din prima oară. Puneți două așa și două așa. Puneți beaconul. Și aici încă un bacon. Luați un slab și îl puneți, uite, așa. Luați niște Iron Bears și le puneți așa. Gata, asta e gata, wow. Așa se face, este totul simplu. Bine, eu l-am redat în varianta simplă. Că poate că era mai greu, că poate că de genul. Să nu vă chestiile astea în comentarii, că unii nu sunt încă pro. Poate sunt la început, că și eu am fost la început și am fost și eu noob cu case pătrate. Dar am învățat să fiu pro. Și când prim și când să spun pro, un pro, nu Nubic Rubic. Bun, aici nu mi-ai gardul. Ce să fac? Ce să fac? Nu mă judecați, da? Nu mi-a ieșit gardul, e vina gardului. Că n-a ieșit. Se pare că 40 pe 40 iarba nu-i de ajuns pentru un gard de 3. Ei, păcat. Dar fac și aici de dos, nu se poate pare că în spate nu se prea observă. Că pariesc că și aici s-au nevoie să fac de dos și nu vreau să fac unde se observă mai tare. Ai, am uitat că trebuie să iau iar. S-a stricat iarba, niciodată nu e bine când se strică iarba. Deci, trebuie să ai și green concrete powder cu care faci asta și lime concrete powder cu care faci asta. Pentru cei care nu știu. Așa că, pe abonații mei să-i văd pro la case. Da. Sper să fiți. Asta dacă aveți mai. Dar nu vă judec dacă nu. Poate vă place, dar nu puteți. Dar pot să vă spun cum. În alt episod o să vă arăt cum luați Minecraft de pe Google. Poate în episodul următor. Nu se știe. Ok. Cred că am să pun pauză ca să nu vă iau din timp. Deci, da. Am restartat videoul pentru un moment, căci să vă arăt că la intrare, aici o să fie intrarea, o să punem dintre astea aici. Adică în loc de astea, o să punem astea numai la intrare, da? Adică de asta am restartat video. Bun. Bun, am revenit. Am făcut gardul. Frumos, nu? Aici, cum am spus, am făcut cu stone slab. Bine, cum se numea aia, că nu știu că dacă pronunț corect. Smooth stone slab. Da, ok, că asta e stone slab. Deci am făcut ce cum rămâne partea care facem împreună, adică casa. Yay! Bun, pentru casa ne trebuie grey concrete. Mai departe avem nevoie de quartz. Block of quartz. Pentru orice eventualitate. De quartz slab. Din câte știu. Și în final, de quartz stairs. Bine, asta ne trebuie momentan, dar să nu lăs geamuri pătrate. Că dacă e o casă pătrată, nu o să fie fain.
Casa trebuie să fie nu pătrată, ca altceva, nu știu ce să zic. Eu nu știu, eu nu sunt cea care știe. Uite, cam așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocuri de quartz stair, spuneți. Apoi luați grey concrete. Puneți și împuneți stairs deasupra. Scuzați-mă, sunt un pic răcită acum când filmez, dar nicio problemă, căci continuăm. Uite, așa facem, vedeți? Punem așa, doar că de data asta punem, uite așa. De fapt, tot așa. Aici, de acum alte două blocuri, facem așa și le unim. Ok, next, 1, 2, 3. Deci, probabil că episodul ăsta o să se prelungească cu 10 minute, fiindcă vreau și să fac și decorul, bine, ascensorul din casă în acest videoclip. Bun. Eu nu prea vorbesc, căci mă concentrez, adică să nu spuneți că ne-am plictisit pe video, fiindcă tu n-ai vorbit, adică, da. 3, 4, până 12, fac. Hai de mine. Am să fac chestia asta în stilul meu, ok? Adică am să fac una până la 12 și da. 6. Eu spun 6 că avem câte 6 blocuri, da? 7 blocuri. Bine, când ajung la 12 blocuri, o să revin, cred. Ok, am revenit. Aici am făcut până la 12 și am mai prelungit cu două tot la 12 pentru a fi un pic mai așa casa. Că era cam prea înaltă și prea îngustă. Și cred că o mai prelungesc cu una. Ca să nu pară așa de îngustă casa. Așa că asta pot să fac și fără să pun pauză. Cred că mai mult vă interesează cum se fac chestiile astea și nu prea vreți să pun pauză. Dar eu pun ca să nu vă plictisesc. Că unii nu pun și am văzut că majoritatea comunității scrie că de ce n-ai pus pauză că ne plictiseai. Și știți? Bun, cred că nu mi-a ieșit deloc. Dar cred. Cred că nu mi-a ieșit. Și asta e bine, că cred. Cred în mine și știu că nu mi-a ieșit. Bine, trebuie să termin acoperișul, cei ce floare la ureche. Deci pot să fac fără să pun pauză. Căci, cum am spus, vreau să fiu detaliată. Așa.
poți mult acoperișul casei fără probleme, nu mă deranjează nimic. Cam am chiar scări făcute. Așa, cum să ajung sus, sus pe acoperiș. Bine, în primul rând, trecem la pereți. Și o să facem cu două etaje. Sper că am pus normal scara. Da. Bine. Ai cum vine partea cu cuarțul. Hai să simt că o să trebuie să văd ceva la perete, așa că o să vă las. Bine, am văzut ce-mi trebuia. Putem să continuăm. O să vreau să fac ca la etajul 2 și un balcon. Deci cred că de aici o să încep. O să încep cu balconul. O să las, uite, așa, după că e prea puțin, las așa. Bine, casa cred că a ieșit destul de strâmtă, dar am încercat. Am încercat să vă arăt o casă cât de cât de pro, adică mai ușurică, că sunt foarte grele, pe care nici eu nu le înțeleg. Pe YouTube le fac în 2 secunde și nici nu-ți dai seama ce a făcut. Și cum a făcut, adică e mai o chestie la un video ca un fel de tutorial. Asta o să fie balcon, o să fie frumos, facem totul, ok. Deci, cum am spus, nu trebuie să fie lipit. Și nu credeți că asta e tot, că așa pur și simplu cu cuarț ar arăta urât, cred și eu. Dar noi o să-l facem frumos. Bine, o să facem casa frumoasă. Și mai adăugăm, eu am gândit să-i adaug chestii de genul, voi mai adăugați ce vreți, adică fiecare cu imaginația lui. Eu am făcut astea fiindcă nu mi-a luat mult timp de gândit. Cred că ar fi logic. Bine, uite cam așa iese casa din partea asta. Așa. Bine, o să facem și grădină în curte, în spate, adică o să fie mai ok, terminăm balconul, momentan nu am început teoretic. Bine, pe jumătate este gata. Pe jumătate nu. Bine, acum ar trebui să facem etajul 2. Dar mai întâi să punem geamurile. Așa o gaură în perete, cum s-ar spune. Și pune geamurile. Și o să fie mai fain dacă puneți geamurile între astea, te simți într-un castel.
etajul 2 este cine dormitor, și etajul 1 salonul și bucătărie. Cum este acest etaj 1? O să folosim dark oak wood slab, tot dintre astea că-mi plac. Bine, voi puteți folosi ce vreți, cum v-am spus și mai devreme, și cred că am făcut balconul prea sus. Am să-l corectez tot pe video, să nu fie mai scurt video. Că nu vreau să fie scurt, vreau să fie lung, ca și mine. Uite, așa închidem deschizătura asta. Să putem să o lăsăm. Nu mi-a venit o idee. O lăsăm, doar că podeaua nu începe de unde am distrus eu acum. Doar că de aici. Nu-i ok. Mai mare. Și la etajul 2 avem mai mult spațiu, adică era cam un pod etajul 2. Cred că mai fac și așa. Și cu glass pane. Nu l-am lăsat în inventar, fiindcă mai vreau să fac și o chestie de gen. Că mai ca să nu se unească că întotdeauna frumos să fac așa. Deci da, cam așa arată casa. Facem și cu la Tolstoi. Dar la podeaua asta nu o să facem scări. Fiindcă, cum v-am spus, o să facem un fel de lift. Etajul 2 cred că o să fie de vreo 40 de ori mai mic decât etajul 1. Dar măcar o să fie. Și în plus, cu decorul nu sunt number one, adică există de 400 de ori mai bun ca mine la decor, dar cred că o să vă sper și cred că episodul ăsta o să dai ceva like-uri, nu știu, sper. Bine, și dacă să vă spun de la cine am luat ideea cu casa aia de genul, ei bine, este Colpir, vă recomand, acum îi dau și sponsorizare. Adică, da, eu cred că merită și el susținere. Așa că, de ce nu? Bine, acum ne pun de lift. Primul rând vreau să facă. Dacă ați văzut episodul ăsta la Colpir, probabil știți ce o să se întâmple mai târziu. Sau acum. Deci liftul se află și la el pe episod. V-am spus toate astea că să nu spuneți că am copiat. Deci, da. Să nu spuneți că am copiat. Căci am recunoscut că am copiat, da? Deci, asta o să fie partea cea mai grea. Perfect.
Se pare că în casa asta, dacă ai de reparat liftul, deschizi unde ai nevoie să repare. Adică e foarte greu. Cel puțin așa se pare. Facem și piscina din spate. Liftul frumos. Bun, liftul cu apă nu e întotdeauna cea mai bună alegere. Încă-i cu apă. Hai să încerc ceva. Nu sigură dacă merge să pui magma bloc, dar... Adică dacă te trage magma blocul, dar încerc. Perfect. Problema la urcare. Da. Lasă gaură acolo, dar în schimb pot să mă urc, să mă cobor pe mine. Știu că în apă magma blocurile te atrag. Lasă-mă să închisă la lift, că și nu l-am chemat încă. Ne ocupăm de piscină. La piscină vreau ca marginea să fie din smooth stone și înăuntru să folosim nițel Prismarine bricks sau Prismarine sau Dark Prismarine. Cred că folosesc Dark Prismarine. Bun, piscina facem undeva aici în spate. Adică nu vreau să facem. Și nu o să facem cu o formă dreaptă, adică cu o formă haotică. Nu am întotdeauna dreptul este corect. Bine. Cred că episodul se va încheia curând, dar nu acum. Mai vreau între timp să mai promovez pe cineva, pe Cocolix, adică fac și treabă bună, trebuie și sponsorizați, au nevoie și ei de ajutor. Și pe preferații mei, dar nu cei din urmă, Colpir și lumea lui Dedo. Vă promit că nu să fiți dezamăgiți. Dacă sunteți genul care mai încet cu prostiile, păi lumea lui Dedo poate nu toate țările sunt potrivite pentru mine, pentru o fel. Dar, na, fiecare cu părerea lui. Eu doar îi promovez. Vedeți? Eu sunt Regina Ploi și dispare când eu îi comand.
că o să mai avem nevoie și de, pentru piscină, o să avem nevoie și de sea lantern, fiindcă o să ne ajute să avem loc în piscină. Peretele astea să facem cu sea lantern. Așa. Bine, cred că mai avem puțin. Acum peste 9 minute mai avem și 40 de minute din clip, dar eu vreau să ajung, cred că la 35 să încheiem. Încă nu se știe, cred că vedeți aici pe Mobizen. Bun. Mai avem puțin. Am și transpirat. De când stă scos stresul ăsta. Dar după faptă și răsplată. Sper să am o răsplată din partea voastră de la chestia asta. Chiar mi-a luat mult timp. Adică dacă să luăm să ne gândim că am doar 9 ani și am construit chestia asta. Bine, nu putem să zicem că e greu, dar m-au apucat transpirațiile. Am și gândit. Vreo 5% din casă. Sfârșit, cred că e ok piscina, m-aș scalda și eu în ea. Vreau doar să mă pun cu apă, ca să fie... Așa. Ai, și luminos, e piscină, ce mai vrei. Așa. Acum ne trebuie niște hamacuri. Episodul se va termina curând, adică dacă sunteți obosiți, ăsta nu credeți că eu nu. La hamacul o să-mi trebuiască și o măsuță frumos. Așa. Și o să facem un hamac pe care chiar te poți culca noaptea. Am eu șmecheria asta. Bine, am inventat-o. Pui un pat alb și chestia asta de la coarț. Că albul de la coarț seamănă cu ăla de la pat și te poți să știi. Știți? Da. Cred că ați înțeles ideea. Facem și o umbrelă, de ce nu? Bun, o umbrelă. Și cred că încheiem episodul. Folosim asta. Dar doar când se odihnește, când se odihnește, cine vrea să stea la soare? Bine, aici 1, 2, 3, încoace, 1, 2, 3, să fie umbrela mare, 1, 2, 3, și 1, 2, 3. Bun, cred că arată ok, m-am uitat așa mai de departe.
ca-ți se vadă umbra de la o umbrelă, trebuie să activezi ceva. În settings. Bine, video. Intrăm la smooth lighting. Așa. Facem asta și o să avem umbră. O să arate fain, cred. Bă, unde e aia? Stai, stai, stai. O să arate mai fain la surprise. Nu cu-și vedem. Time. I was doing this level. Stați un pic că fac mai frumos. Unde era asta? Game. Aici era să scot din Always Day și intrăm aici. Okay. Surprise. Bă, dar știu că dacă punea ăla era o umbră, așa că deci aici era umbră, era fain. Din câte știu eu. Da, vedeți umbră, umbră. Intră la să aibă umbră, dar văd că numai asta are. Nu știu de ce nu este și ce sunt umbrele, dar... Bun. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, share și click pe clopoțel dacă vreți să continuăm cu episoade. Deci, la revedere, doamnelor și domnilor!